Un severinean a rămas fără marfa contrafăcută după ce polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare trei mandate de percheziție la locuința și la sediul unei societăți comerciale administrate de acesta. Bărbatul comercializa ilegal articole de încălțăminte și îmbrăcăminte în mediul online. Am confiscat un număr de 188 articole vestimentare, precum și un număr de 99 de articole de încălțăminte. Aceste articole fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. Un severinean în vârstă de 29 de ani comercializa obiecte vestimentare și încălțăminte pe rețelele de socializare de la începutul lunii ianuarie anul curent. În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii mehedințeni, aceste articole purtau denumirea și semnul distinctiv al unor mărci înregistrate, pentru care bărbatul în cauză nu a putut prezenta certificate de conformitate sau licențe care să ateste originalitatea acestora și care să permită comercializarea lor. Din probatoriu administrat, a rezultat faptul că persoana în cauză, în perioada ianuarie 2021 și până în prezent, a comercializat în mediul online mai multe articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtătoare de mărci consacrate, protejate intelectual, care prezentau caracteristici de contrafacere. Având în vedere existența unor suspiciuni cu privire la faptul că mărfurile destinate comercializării sunt contrafăcute, polițiștii au dispus măsura indisponibilizării și ridicării întregii cantități de articole vestimentare și încălțăminte identificate în valoare de 58.000 de lei până la finalizarea cercetărilor. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și punerea în circulație a unor produse purtând o marcă similară sau identică cu cea înregistrată. Inspectoratul Județean de Poliție din Mehedinți a desfășurat o campanie de conștientizare menită să protejeze populația împotriva fraudelor online pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Inspectoratul Județean de Poliție desfășoară în această perioadă o campanie de conștientizare menită să protejeze populația împotriva fraudelor online. Este necesar ca utilizatorii de carduri să cunoască și să respecte anumite recomandări antivictimale pentru a se putea proteja. Recomandăm tuturor cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să semnaleze imediat orice tentativă de fraudă. De la interacțiune socială și divertisment la informare și cumpărături, lumea virtuală tinde să ne acapareze. Nu trebuie să uităm însă că pe acest fond se poate dezvolta și criminalitatea informatică.